Primul calculator pe care l-am primit de la tatăl meu, de fapt nu a fost al meu, a fost al lui, dar el l-a luat pentru că s-a înscris la un curs de... vrea să se reprofileze. La vremea aia a fost tâmplar și încă este tâmplar, nu a reușit să treacă prin acest curs de reprofilare, în schimb m-a ajutat pe mine, deci... Ce frumos! Ce frumos! N-a fost pentru el, a fost pentru unul dintre fiii lui. Cred că așa a fost să fie. Mm-hmm. Nu cred că s-a dat nici el seama. Mm-hmm. Și uite ce frumos! În One Sum tu i-ai ajuns pe alții să reușească. Păi trebuie să plătesc datoria asta. Sunt Iuliana Anton și asculți One Sum Podcast, o emisiune despre oameni, IT și oameni în IT. Salutare! Vestea bună este că am lansat cursul acreditat de programare Python din seria de programe Mastery de la OneSum. Vestea și mai bună este că l-avem invitat pe Vlad Crăciun, unul dintre mentorii cursului, de la care vom descoperi tot ce este mai important de știut despre noul program. Vlad este coordonator unei echipe din Bitdefender care se ocupă cu investigația amenințărilor informatice de tip ransomware și încearcă să identifice vulnerabilități criptografice pentru a construi soluții de recuperare a datelor. Printre altele, este și asistent la Facultatea de Informatică din Iași, unde predăm materii precum Python, programarea orientată obiect și Arduino. Totodată face voluntariat într-un program de predare a informaticii în școlile cu deficit de profesori. Ar fi multe de povesti despre Vlad, așa că te invit să-l descoperi mai bine în episodul de astăzi. Salutări, Vlad, și mulțumiri pentru deschiderea de a înregistra acest episod. Salutare și mă bucur să fiu aici. Vlad, cu atâta experiență în spate, într-un timp relativ scurt, pare că ai fost IT-ist dintotdeauna. Mai are rost să te întreb ce voiai să te faci când erai mic? Adevărul este că nu e o coincidență că mă aflu astăzi aici. Cred că am avut o deschidere încă de la vârstă fragedă să fac lucrurile astea. Când tatăl meu a venit acasă cu un calculator mai vechi, un Synthes, cred, și după aia la scurt timp am primit un altul, HC85 TM Spectrum, de la un unic de-al meu care prin vremea aia lucra în Brașov. Cred că asta e cam acum 30 de ani, plus minus, în urmă. Am un frate care e mai mic ca mine și cam mai puțin de un an am ajuns să construiesc programe în BASIC, era limbajul de programare cu care se lucra cu acele sisteme pe atunci și încercam să-l ajut să-și rezolvi expresii matematice sau altfel de probleme pentru clasele primare și gimnaziu. Și cred că asta a deschis drumul ăsta pe care mă aflu și astăzi. Au mai fost o serie de incidente interesante. De exemplu, în liceu, profilul de matematică informatică pe care l-am făcut nu a făcut parte, așa cum astăzi știm, liceii de profil, de exemplu, liceu de informatică sau, mă rog, doamna directoare de atunci s-a luptat să aducă profilul de informatică în școală și, drept dovadă, profilul a apărut cu un an înainte să intru eu. Și a dispărut la un an după ce am ieșit de acolo. Deci a fost o ușă care s-a deschis și s-a închis. Am intrat, am ieșit și cam aia a fost. Iar în ultimul an mi-am ajutat cam 50% dintre colegi să-și finalizeze lucrările de atestat, că la profil de informatică în liceu cam trebuie să faci un proiect de genul ăsta. Asta pentru că am simțit că domnul profesor nu ne oferă de ajuns sau suficient, ca să zic așa, și erau zile întregi în care stăteam la bibliotecă cu calculatorul și manualul în față, să-mi dau seama despre ce-i vorba. Mergeam la clubul copiilor, la o secție de programare unde toată lumea se juca, dar în orice caz, așa, cu chiu cu vai, am reușit să-mi dau seama despre ce... faci programator. Da, despre ce-i vorba și în cele din urmă lucrurile au evoluat așa cum au evoluat până în ziua de astăzi. Deci eu muncă în spate, nu am ajuns aici din greșeală. Te afli printre norocoși. Da, să știți că chiar am stat de multe ori și m-am gândit la... Deci, practic, noi ce facem aici e să reprofilăm niște oameni care vin din alte domenii. Uh-huh. Primul calculator pe care l-am primit de la tatăl meu, de fapt nu a fost al meu, a fost al lui, dar el l-a luat pentru că s-a înscris la un curs de... vrea să se reprofileze. La vremea aia a fost tâmplar și încă este tâmplar, nu a reușit să treacă prin acest curs de reprofilare, în schimb m-a ajutat pe mine, deci... Ce frumos! Ce frumos! N-a fost pentru el, a fost pentru unul dintre fiii lui. Cred că așa a fost să fie. Mm-hmm. Nu cred că s-a dat nici el seama. Mm-hmm. Și uite ce frumos! În One Sum tu i-ai ajuns pe alții să reușească.
Păi trebuie să plătești datoria asta. Da, foarte, foarte interesant asta. Vreau să te întreb dacă de unde ți-e satisfacția mentoratului? Pentru că tu faci și muncă ca asistent universitar, faci și muncă voluntară în școli. Ce te-a făcut să adaugi la acestea și implicarea nuanță? Și o părticică din răspuns tocmai am primit-o așa, de acolo, de la calculatorul care a venit de la tată. Da, ce se întâmplă? Probabil unii ar spune că e o coincidență, pentru că chiar a fost o coincidență. S-au întâmplat vreo 3 lucruri în același timp și eu de obicei când văd treaba asta știu că pot să, nu neapărat profit, să beneficiez de deschiderea asta. De obicei când se aliniază niște uși, eforturile se minimizează și cresc beneficiile. Un părinte, acum 10 ani în Muntele Atos, îmi spunea că nu există coincidențe, de fapt, mi-a făcut o demonstrație pentru chestiile astea și m-am schimbat un pic de atunci, am început să văd altfel lumea din jurul meu. Deci, exact în momentul în care am intrat în nuanță, dezvoltam un proiect cu Academia într-un program de practică, în alt program de postdoctorat, pe care acum l-am finalizat, făceam un framework în Python. Și pe lângă asta aveam 2 ani deja de când predam Python la facultate. Bine, eu predau din 2014 la facultate, dar abia cu 2 ani înainte să intru aici s-a deschis și ușa pentru cursul ăsta de Python. Uh-huh. Și am simțit așa că efortul trebuie să fie mic ca să fac și chestia asta și am zis că ok, hai să încerc. Uh-huh. Și cam așa au decurs lucrurile. Foarte, foarte frumos cum aduci tu și partea spirituală în discuție. Părinții vorbesc întotdeauna de căutarea talanților, vorbesc de cale și de misiune și cred că deschiderea asta de uși, da? E tocmai așezarea pe calea omului, pe drumul pe care el e menit să fie. Și probabil că drumul tău, da, are legătură cu creșterea oamenilor. Da, ce se întâmplă? Eu consider că atunci când apar oportunitățile astea, este o șansă pentru dublă dezvoltare. O dezvoltare fizică, materială, care rezultă în urma colaborării, asta pentru că ne ajutăm reciproc, și aici există mai multe beneficii care apar, adică unul din beneficii, de exemplu, poate să fie faptul că eu îmi dezvolt abilitățile de Python în zone în care poate nu le-am atins până în momentul ăsta, fiind forțat de circumstanțe. De multe ori nu suntem dispuși să ne asumăm niște responsabilități pentru lucrurile pe care noi ne le-am imagina. Uh-huh. Și trebuie să vină viața să ne confrunte cu situația. Să creeze context. Da, exact. Uh-huh. Dar eu mi-am dat seama în timp că nu-i nevoie să facă viața chestia asta. Adică pot să îmi imaginez eu situații de obligativitate, uh-huh, pe care după aia să mi le asum și să le tratez așa cum trebuie. Și din chestia asta rezultă abilități, rezultă multe alte lucruri. Uh-huh. Asta este o latură, latura materială. Și este și o latură spirituală, care pentru mine înseamnă colaborarea cu oamenii. Iar colaborarea asta cu oamenii în timp are o grămadă de efecte secundarii pozitive, da, și interesante, pe de altă parte. De exemplu, apar oameni care au nevoie să facă ceva și pot să le transfer acel ceva, adică vine de la mine acel ceva, asta îi ajută pe ei, pe de o parte. Pe de altă parte, dau peste oameni care au răspunsuri la niște întrebări de ale mele, pe care eu poate le-am lăsat în urmă sau cu care mi-am bătut capul și la care n-am găsit răspuns și m-a epuizat. Dar ei aveau răspunsul natural pentru că experiența lor e diferită de a mea și atunci beneficiez eu de experiența lor. Uh-huh. Foarte frumos. Din experiența mea de viață, când se întâlnesc doi oameni, e ori pentru tine, ori pentru cel cu care te întâlnești, în cel mai fericit caz e pentru amândoi. Foarte, foarte frumos. Pentru că și ziua ta are 24 de ore și pentru că ai multe laturi și multe zone de care tu vorbești, cum reușești să jonglezi toate aceste domenii în care tu activezi? Ce să zic, aici nu se întâmplă neapărat ceva de care dispun doar eu. Adică cu siguranță toată lumea poate să facă mai mult cu puținul pe care l-are și cred că probabil există un element cheie în toată ecuația asta, care cred că este consecvența. Mulți dintre noi nu suntem consecvenți, adică încep ceva, după care mă răzgândesc, mă apuc de altceva,
După care iar revin la lucru dinainte, îmi dau seama că ar putea să iasă ceva interesant, după care iar mă plictisesc și e o trecere din asta cu dealuri și văi prin lucrurile care de fapt puteau să urci continuu. Eu sunt de părere că dacă sunt consecvent o perioadă de timp, atunci îmi accelerez niște abilități până la un punct, după care pot să o las mai moale pentru că abilitățile alea rămân în punctul ăla. Eu mă retrag, dar nu pic și abilitatea mea, pentru că am format-o cu efort. Iar din punctul ăsta de vedere, cred că toți suntem făcuți să devenim manageri la 60 de ani, cu drepturi depline și să lucrăm o oră și să câștigăm salariul pe un an. Pentru ora aia de muncă, în mod natural, fără să vină cineva să spună că am greșat sau că cine știe ce am făcut, nu. Deci, cu abilitățile formate de-a lungul timpului, ar trebui să fim capabili... Să creștem continuu și să atingem limitele de performanță. Deci, ar trebui la un moment dat să fim capabili într-o oră să facem munca altui om pe un an de zile sau ceva de genul ăsta. Bine, poate e un pic exagerat, dar cam așa arată în capul meu poza de ansamblu. Da. Picând societatea, de fapt, e formată din oameni care... își relaxează poate mai mult timpul liber pe perioada de 24 de ore, iar la 60 de ani ajung să aibă același timp liber, dar fac aceeași muncă ca la 20 de ani. Adică nu cresc, da? Nu. Da. Cumva nu reușesc să optimizeze. Da, pentru că ei nu au avut... Deci, îți sunt de părere că uneori ca să finalizezi o sarcină, ai nevoie de o cantitate de timp. De 4 ore, de 6 ore, de 10 ore, de 60 de ore, atunci ai stat constant la treaba aia. Pentru că dacă nu spargi bariera aia de 60 de ore sau 40 de ore, cât este necesar ca să finalizezi, lucrul ăla nu se finalizează. Și, de fapt, îl ieși într-un stadiu latent, așa, plutind. Atingi suprafața așa și nu vei ajunge să termini. Foarte interesant. Am avut astăzi, pentru că One Sum derulează acest program de consultanță și de orientare în carieră gratuit. Sunt sesiuni, undeva la 3-4 sesiuni pe zi din programul meu, pe care eu îl dedic oamenilor care vor să aleagă IT-ul și au nevoie de informații și de sprijin în decizie. Și am avut o întâlnire foarte interesantă cu doamnă care a terminat acum 16 ani Politehnică și n-a lucrat în partea de inginerie, însă a făcut o carieră foarte faină în vânzări. 16-17 ani în vânzări. Prima femeie din România care a vândut un autoturism. Și când am întrebat-o ce a determinat-o să fie atât de consecventă și de perseverentă, a zis, am primit atâtea nu-uri încât eu am vrut să le demonstrez că eu pot. Și a putut, a ajuns la o... Dar, într-adevăr, era foarte concentrată și foarte focusată pe task. Primea o sarcină și, cumva, asta am văzut, aloca o cantitate suficientă de timp până task-ul ăla era perfect făcut. Da? Și o lua din... Zice, m-a bucurat foarte tare perspectiva acestei doamne care zicea, aveam de vândut o mașină și era așa de urâtă și ce credeți că am făcut? A fost foarte creativă. Ca să vândă mașina respectivă, a pus-o oblic și i-a deschis ușile ca să nu se mai vadă. Și a reușit să o vândă. Deci. Și spunea, probabil că eu pot, știa despre ea, că poate învăța absolut orice. Orice, nu implică talent, unde zicea, aici nu m-a înzestrat Dumnezeu cu foarte multe și aș fi mediocră, dar în rest, absolut orice, pentru că eu sunt perseverentă și consecventă. Pot învăța absolut orice, atâta vreme cât mi-am pus în cap și duc până la capăt. Mi-a plăcut extraordinar de mult această atitudine a unei doamne care avea aproape 50 de ani și care știa despre ea că poate și și-a demonstrat de fiecare dată. Acum a lucrat pentru o clinică în oncologie, era în partea asta de office și zicea, vreau să fac mai mult de atâta și cu siguranță vă reuși să fac mai mult de atâta. Mi se pare că determinarea și consecvența sunt doi factori care sunt predictori de succes întotdeauna. Da, așa este. Și studenților le spun la facultate câteodată că mulți dintre ei vor să rezolvi temele dacă se poate în ultima secundă și cu cel mai mic efort și știu eu. Și, dar deși în mod normal n-ar trebui să primească puncte pentru temii de la finalul semestrului cu sub nicio formă n-ar trebui să primească, eu am zis că le dau totuși niște puncte, dar cu siguranță o să fie un punctaj foarte redus, pentru că abilitățile lor în timp s-au dezvoltat și efortul lor e mult mai mic. Oare nota trebuie să reflecte un echilibru între efortul pe care îl face unitatea de timp.
Dacă okay. toți colegii lui au luat punctaj maxim pierzând 2 ore pentru o problemă, el nu poate să ia același punctaj pierzând 2 minute, făcând la fel de bine problema. Deci ar trebui să consume 2 ore și complexitatea Corect. Soluției lui ar trebui să fie mult mai mare decât Corect. A colegilor. Corect, da. Deci punctajul pe care îl ia studentul trebuie să reflecte relația asta. Efort, ca să compari timp. Mere cu mere, trebuie să Corect. Fie unitatea de timp aceeași Corect. Alocată. Foarte și, frumos. Și de multe ori când le spun la început chestia asta, toată lumea este de acord. Și nu am niciodată surprize. Okay. Spre final. Deci interesant că dacă omul înțelege cum e evaluat, evaluarea într-un proces de da. Învățare este extraordinar de importantă. Dacă înțeleg cum mă evaluez, atunci cu siguranță voi înțelege și cum să-ți răspund la sarcină, cum Așa să este. Abordez sarcina, cum să-mi planific rezolvarea. De asemenea, uneori mai împart, de exemplu, notele pe care ei le obțin la seminarii în două. În mod normal ar trebui să ia doar din teme notii, dar eu împart nota aia în jumătate cât fac ca și temă și jumătate interacțiunea cu mine, cu proiectorul, cu ceilalți colegi și discuții despre subdosișuri ale materiei pe care o studiem împreună. Bun. Mulțumesc că m-ai primit așa în partea academică. O să vreau să ne întoarcem către Python, de fapt să ajungem la Python. O să presupun că iubești Python-ul și am să te întreb de ce îl iubești. N-aș putea spune că îl iubesc. Ok. Pentru că iubirea probabil are definiții diferite pentru fiecare din noi și o definiție cu care toți suntem de acord, dar aici lucrurile din punctul meu de vedere stau un pic diferit. Dacă folosesc termenul de iubire pe ceva, îl folosesc pe ființii sau lucruri vii. Mm-hmm. Adică e greu să spun că îmi place un obiect, pentru că sunt de părere că atunci când iubesc o chestie, chestia aia prinde viață prin iubirea mea și nu sunt dispus să dau viață Python-ului. Pentru că lucrurile astea sunt, de fapt, unelte. Okay. Asta spun și studenților la facultate. Ce facem noi la facultate și principal limbajele de programare sunt uneltele unui om care se pricepe să rezolvi anumite probleme cu aceste scule. Atunci o să reformulez și o să zic că Vlad iubește ceea ce poate face, ceea ce poate crea Așa da. Cu Python. Așa da. Ok. Da. Aș vrea să te întreb prin ce se deosebește limbajul de programare Python de alte limbaje de programare populare? Python este un limbaj mult mai versatil decât celelalte limbaje de programare și ăsta este și motivul pentru care a căpătat atâta popularitate în ultima vreme. Dacă ar fi să facem o comparație între cât de mult se concentrează programatorii la limbajele de programare, pe GitHub, de exemplu, se poate vedea cam ce procente ocupă fiecare limbaj în funcție de cantitatea de cod care sunt în repo-urile tuturor utilizatorilor. E o statistică anonimă, deci fără să știm cine contribuie la ce proiect. Python e pe locul 2. Asta înseamnă că are o popularitate destul de mare și că tot mai mulți programatori ajung la Python înainte să aleagă alte lucruri pentru a rezolva o problemă în mod rapid. Și până la urmă asta și este beneficiul Python-ului imediat, că îmi permite între linii de cod să rezolvă o problemă complicată. Ba mai mult decât atât, există o întreagă comunitate care dezvoltă librării pentru Python și, de exemplu, pot să folosesc o librărie ca să procesez imagini, pot să folosesc o librărie ca să procesez conținut multimedia, pot să folosesc o librărie ca să descarc conținut web, pot să folosesc o librărie ca să rezolv o problemă în lumea embedded, de exemplu, să automatizez ceva pe la casă cu senzori, motoare și așa mai departe. Deci, orice vreau să fac, cu siguranță am o librărie de Python care să-mi rezolvi problema. Și atunci descarc librăria, mă uit un pic pe 2-3 exemple și între linii de cod ne-am rezolvat problema. Foarte versatil și cu aplicații în multe arii. Da. Este și potrivit începătorilor. Se spune despre Python că este cel mai potrivit limbaj cu care să încep programarea. Este adevărat? Cunosc studenți care la liceu ar trebui să facă C++ și la final să dea examen de admitere pentru acest limbaj, dar toți anii de studiu fac Python și învață C++-ul în ultimul an. Am înțeles. De dragă învață Python și de că trebuie cumva da. Învață C++. În mod normal, programarea în sine nu înseamnă doar să lucrezi cu limbajul, ci înseamnă să lucrezi cu numerele, să le cântărești, cu structurile de date care sunt acolo și așa mai departe, și să implementezi o serie de algoritmi și, sincer să fiu, ca să faci lucrurile astea, n-ai nevoie de un limbaj anume. Ai nevoie să înțelegi conceptele, iar Python-ul e un limbaj în care nu ai efortul de a învăța limbajul, sintaxa,
pur și simplu cu două exemple deja poți să faci lucruri, atât timp cât ești un om tehnic și știi un pic de matematică. Ce aduce nou programul de mastery de programare Python de la OneSum? Ce alte tehnologii și zone de studiu sunt incluse în programă pentru a asigura o pregătire consistentă? Cred că ar fi două chestii sau două elemente care sunt diferite față de varianta cealaltă care e mai scurtă. Faptul că se întinde pe o perioadă mai mare și că candidații pot să acorde mai mult timp exercițiului și dezvoltării unor abilități și inevitabil să intrăm în detalii în anumite zone în care poate în formatul celălalt era mai dificil. Iar pe de altă parte e un pic mai modular. Uh-huh. Împărțit în patru moduli din punctul nostru de vedere, o introducere în programare, componenta de limbaj, Python-ul și mai sunt două componente, o parte de dezvoltare aplicații web, back-end, front-end și o parte de automatizări care se pliază foarte bine pentru Python. Deci dacă ești de la zero, nu ai mai făcut niciodată programare, în acest program crești gradual, treci prin partea modulului de intro în programare, cel de care e de 3 săptămâni, apoi ajungi la intro în Python și faci Python și treci în modulul de automatizări după ce pui cunoștințele legate de limbaj și apoi modulul de web. Da, noi, adică nu există, nu cred că e bătut în cui în momentul ăsta felul în care arată ultima parte, dar credem că partea de automatizări și web se poate face și în paralel dacă participanții își doresc ambele componente. Dacă nu, atunci o să fie așa cum probabil și imaginează ei. Da, cred că e foarte important pentru cineva care intră în lumea aceasta a limbajului Python de la zero să înțeleagă mai întâi tot ce poate face cu Python și abia după aceea să se nișeze cumva pe o anumită, să aleagă. Asta este motivul pentru care limbajul e prima parte, prima parte. De fapt, e al doilea modul, dar este în prima parte, în prima jumătate a celor patru moduli și este piesa principală. Pentru că, deși și cu alte limbaje de programare se poate ajunge în ultimele două moduli, adică automatizări și dezvoltare de aplicații web, timpul consumat este mult mai mare decât la Python. Mie mi-a plăcut foarte mult, recunosc programa, tocmai datorită gândirii acestei modulare și datorită faptului că trece prin multe părți, prin multe arii de aplicabilitate, da? Adică că atingești componenta de computer vision, atingești componenta de machine learning, atingești partea aceasta de automatizare cu Python și după aia intrăm în zona de web development. Asta mi se pare mie că e o construcție sănătoasă de generalist cumva și după aceea în momentul în care ai atins și cu mânuțile tale și cu creierul tău ai trecut prin fiecare zonă, poți să zici în mod corect și cinstit și sănătos, măi, mie mi-a plăcut mai mult partea aia și atunci vreau de aici încolo să mă duc în industrie pe zona asta. Uite, mi-am dat seama că mi-ar plăcea să intru în industrie pe partea asta și să avansez, să-mi construiesc o carieră și să o dezvolt pe zona aceasta cât vreme e posibil, pentru că noi știm că în industrie lucrurile evoluează foarte repede și că, ce să zici, s-ar putea să trebuiască mai multe tool-uri, mai multe instrumente, mai multe limbaje de programare în tolba unui programator și să începi cu Python, dar să mai pui poate Golang, poate alte limbaje ca să-ți faci meseria, ca să-ți faci treaba și soluțiile pe care tu le aduci clientului să fie cele potrivite pe nevoia lui. Da, așa este. Python e un limbaj foarte utilizat în automatizări, dar nu l-aș folosi, de exemplu, ca să construiesc probleme care au nevoie de optimizare. Aici vin alte instrumente. Adică alte limbaje, da. Cui se potrivește cursul acreditat de programare Python și dacă sunt nevoie pentru persoanele care se înscriu să aibă noțiuni de bază în programare? Dat fiind că primul modul e introducerea în programare, asta ar însemna că nu e neapărat necesar să ai aceste cunoștințe, dar
probabil ajută un pic de abilități de utilizat matematica înainte de introducerea în programare, pentru că în funcție de dacă ai sau nu abilitățile astea, efortul e diferit. Adică, oare matematică sau gândire logică și algoritmică? Eu contest o leacă matematică, mă gândesc mai încolo, mă gândesc că în spatele matematicii stă o minte, de fapt, construită logic și algoritmic, da? Capabilă să ajungă la o soluție în paș. Cât de asta avem nevoie? Avem nevoie de cineva care să gândească într-un anumit fel. Sigur, persoana aceasta a fost și bună la matematică. Da, cumva, așa este. Oameni, mă rog, candidații au un profil diferit. Dacă a avut un profesor capabil să-i transfere din dragostea lui pentru matematică, că da, sunt și oameni care ar fi făcut performanță la matematică, dar din păcate, n-au întâlnit un dascăl capabil să dea din dragul lor de materie. Am un coleg, un fost coleg de facultate din Botoșani, care mi-a spus de câteva ori că dacă nu era domnul profesor de fizică care a venit în clasa a șasea, că i-a fost schimbat acest domn profesor, nu era astăzi, adică nu ar fi făcut facultatea și nu făcea ce face astăzi. Da, da. Foarte frumos. Sunt oameni în viața noastră care vin și schimbă trasee. Schimbă, da, așa da. Și eu asta văd la OneSum și îți mulțumesc tare mult că faci parte din echipa OneSum, pentru că oamenii care vin la OneSum sunt foarte... foarte dăruiți, foarte pasionați de ceea ce fac, sunt capabili să dea din pasiunea lor pentru programare altor oameni și cumva cred că vehiculul ăsta cu care noi ne ducem cu empatie, ba chiar mai mult de atâta, cu compasiune către om, îl sprijinim la început de drum și el reușește mai ușor. Poate să facă o performanță, să schimbi un domeniu, da? În 4 luni sau în 7 luni, e nevoie de un efort susținut. Spre exemplu, anterior acestui podcast, acestui episod, am avut o discuție cu un coleg de-a nostru, cu Victor, care termina Python și care după ce a terminat Python a fost capabil să învețe C# în 2 săptămâni. Da. Este efortul ăla de care spuneam, exact. Și consecvența. Da. După aia, da, lucrurile... Bineînțeles că s-a angajat imediat, sigur, s-a angajat imediat că face față și că iubește ceea ce face, da? Și acum spune problema, uite, dacă știam că atât de mult, da, îmi place ce fac, aș fi făcut mai devreme, da, își dau seama că... Și uneori decizia asta de oare să fac sau să nu fac e prelungită așa cumva, știi, și e în detrimentul omului prelungită. E nevoie de un om care să creadă în tine la da, început. Da, pentru că avem rezistența asta la adaptare și dacă nu e persoana potrivită lângă noi care să ne spună, vezi, efortul nu e chiar așa cum ți-l imaginezi, nu faci în primul pas. Da, de aia mentorii de la OneSum sunt extrem de importanți și ca predictor pentru succesul grupului, pentru dinamica grupului. Da? Ei sunt cei care zic, hai că poți, hai că las, că aici m-am împiedicat și eu, țin și eu minte când eram ca tine, m-am împiedicat și eu. Ridică-te și mergi mai departe. Bun, hai să vedem dacă este suficient un program de mastery, așa cum am construit noi pentru Python, pentru a intra pe piața muncii. Depinde. Ok, adică, hai să vedem, depinde de cine sau de ce? Depinde de viziunea candidatului, adică pentru că am văzut o parte dintre foștii candidați nu doresc să se angajeze sau să se reprofileze. Ei doresc să vină cu Python în jobul pe care l-au deja. Da, foarte frumos. Deci cumva nu toată lumea își dorește să intre pe piața muncii. Unii vor să folosească Python în locul în care ei sunt. Ca să automatizeze ceea ce cu task-urile cu care se confruntă. Deci nu toți vor să ajungă în IT. Unii vor să ducă IT-ul la locul lor de muncă. Exact, exact. Și informatica o că am făcut tot timpul chestia asta, dar acum o faci la un ritm mai accelerat. Am înțeles. Acum înțeleg răspunsul tău. Deci depinde de ce vrea cursantul. Dacă vrea să ducă IT-ul la locul lui de muncă și să automatizeze în compania în care el este, care nu e o companie de IT, poate fi o companie de producție, sau dacă vrea să ajungă în IT. Ok, dar să presupunem că vrea să ajungă în IT. Este suficient programul de mastery de la zero ca el să poată să fie angajat pe o poziție de junior dacă îl trece și îl face așa cum trebuie? Da, dacă își dă interesul cu ce există în programul la momentul ăsta, da, are șanse să intri și pe posturi de testare, chiar dacă nu a făcut modul de testare, pentru că... Testarea automată cu Python. Da, ce se întâmplă? Sunt o serie de poziții
care nu au cerințe foarte mari. Au nevoie de la angajat să știe să lucreze cu niște unelti și să folosească acele unelti în următorii 3 ani în același mod. Deci poate fi web developer, spre exemplu, sau automation engineer, sigur folosim da. Python. Sigur că da, iar ca să devii web developer cu Python, nu ai nevoie să faci modulul de web development. Bine, în sensul că modulul ăsta ar fi diferit față de modulul de Python. E de ajuns sub modulul din Python de partea de web dev pentru chestia asta. Ok, mulțumesc tare mult. Ce oportunități de carieră are în prezent un absolvent al cursului acreditat de programare Python? Cred că aici am mai răspuns în întrebările anterioare. Nu știu, spre exemplu, eu știu că voi faceți și machine learning. Vorbește-mi un pic de partea asta de machine learning, pentru că încă e un buzzword așa în piață. Da, vorbesc de artificial intelligence și de machine learning. Nu sunt suficient de multe proiecte prin care să dăm noi piept cu zona asta. Ce se întâmplă? Din cauza că se împing tot mai mult tehnologia asta pentru utilizarea lor în piață, oamenii ajung să se confrunte cu ele și chiar să le utilizezi fără să fii conștienți despre cum funcționează, cine e în spate, ce se întâmplă pe acolo și așa mai departe. Iar graba asta de a utiliza tehnologia pentru necunoscători se reproduce cumva și în lumea oamenilor mai autorizați să facă treaba asta. Adică și noi, care știm unele lucruri, ajungem să punem mai rapid mâna pe niște tehnologii avansate decât ne-ar fi luat acum 10 ani, de exemplu, când trebuia să faci o facultate și așa mai departe. Ok, deci devenim din ce în ce mai early adopters, cumva, da? Adoptăm tehnologia mai rapid, ceea ce nu e rău. Nu e rău. Da? Nu e rău că ne avem o deschidere mai mare să o primim în viața noastră. Trebuie ca profesioniști. Să o utilizăm corect. Așa. Asta ideea este să o utilizăm corect. Cred că mai degrabă tu zici să înțelegi limitările, om bun. Da. Primește-o în viața ta ca profesionist, dar înțelege limitările, trece rezultatul pe care ți-l furnizează prin propria ta gândire, da? Gândește critic acolo, analizează ce rezultat ți-a furnizat și apoi după aceea folosește. Nu trimite în producție o zonă de cod generat dacă tu nu știi despre ce e vorba, că riști să pui aplicația la pământ. Da, așa este și importantă și intenția persoanei care dezvoltă lucrurile astea, adică poate să aibă o intenție rea sau o intenție bună. Adică poți să distrugi foarte ușor cu tehnologiile astea care sunt destul de avansate, dar poți să și construiești lucruri interesante. Adică ține și de umanitatea noastră chestia asta, care deja e o problemă de etică și de conștiință, că tehnologia nu e nici bună, nici rea. Așa ea e neutră. Așa, e folosită la bine sau la rău, ce să vezi, tot de om. Da? Deci până la urmă aici e... Aici e punctul de decizie, în cum folosim tehnologia și pentru ce, da? Pentru bine sau pentru rău. Dar eu sper foarte tare că oamenii vor avea, au capacitatea asta de diferențiere între bine și rău. Eu știu că noi o avem și că vom folosi tehnologia ca să construim o lume mai bună decât asta în care noi ne-am trezit. Asta ar trebui să fie misiunea unui ITist și eu în Once am văzut foarte mulți oameni care vin să devină mai buni folosind tehnologia, mai buni profesioniști, să-și facă munca mai eficient, mai optim. Sunt oameni care nu mai cresc în domeniile lor, da? Au foarte multă muncă de rutină și vor altceva, vor ceva care să-i provoace și tehnologia ți aduce aceste provocări zilnice, da? Îți pune creativitatea la muncă, da? Și îți aduce bucurie. Învățarea asta îți aduce bucurie și opțiuni multe pe piața muncii, da? Viitorul arată cu o componentă foarte mare tehnică. Deci după 15 ani de lucrat în domeniu, eu încă descoper chestii. Exact, da. Și asta e o mare bucurie. Da? Așa. La mine vin foarte mulți oameni care discută cu mine și care sunt foarte blazați și foarte rutinați și n-au mai învățat de mult. Și ce să vezi, în munca asta de rutină nu-i bucurie deloc. Și atunci, cumva, reconversia profesională nu mai e un moft. E o necesitate, e o nevoie. Am nevoie să mă duc la muncă și 8 ore pe zi cât sunt la muncă să simt că cresc, să simt că îmi folosesc creierul, să simt că sunt apreciat, să simt că mă dezvolt. Asta e o bucurie fantastică. Asta e troseul spre manager. Exact. Da, dar poate. Eu aș mai pune la manager niște abilități care la proprie de zona asta de lider și aș spune că dacă e mai mult despre oameni și despre echipe decât despre el, poate să facă un mare pas spre management, dacă nu, poate să se abțină.
Ok, dar... Dacă e un profesionist extraordinar de bun, el poate să fie, dacă nu are componenta umană, dacă nu e despre ceilalți, despre cum să, dacă nu se gândește mai întâi la ceilalți și la cum să-i crească, cum să-i formeze autonom și independenți, cum să-i ajute să devină mai buni, atunci nu e despre management. Da, eu mă refeream la altă chestie, de fapt era o glumă treaba asta, vreau să spun de fapt că o venit să ia legătura cu alți oameni și cu alte domenii și a avut curajul să facă chestia asta, ceea ce seamănă cu pasul pe care îl face cel care trece la poziții de manager, că și el se confruntă cu probleme similare cumva, dar de altă natură sau cu altă complexitate. Da. Dar însăși curajul ăsta îl face să calce pe calea asta. Da, care da, poate da, în da. Cele din urmă o să-l facă manager pe la 60 de ani, nu neapărat la un an, doi după. Să-l facă, sigur că da. Why not? Da, mi se pare că reconversia profesională este un act de curaj în sine. Că omul care dovedește că poate să o ia de la zero are o putere fantastică și resurse pe măsură dacă reușește. Faptul că le caută în el, da? Unii dintre ei știu că le au, adică ei știu că pot, da? Cum era doamna aceasta astăzi. Îți dai seama ce forță are un om care știe că poate face orice, atâta vreme cât e consecvent și persevenent, omul care știe că el poate să învețe absolut orice. Da, asta este, de fapt și de drept, uite, acum câteva zile, într-un eveniment la care am fost împreună cu echipa la București, am primit așa o informație că, dintr-o prezentare, că Forumul Economic Mondial consideră că până în 2025, ca noi să rămânem relevanți pe piața muncii, 50% dintre angajați ar trebui să facă reconversie profesională, să facă reskilling, să poată să-și aducă și menționa printre competențele viitorului fluența digitală pe o zonă foarte importantă, apoi zona de inteligență emoțională, partea de comunicare, partea de colaborare. Deci sunt multe, multe lucruri de care avem nevoie. E pachetul de adaptare. Da. La lumea care, da, și care va să vină la cea de azi și care va să vină foarte repede, pare să vină repede. Da. Da, cum ai zis tu, suntem din ce în ce mai deschiși la nou, adoptăm tehnologia și cumva lumea se mișcă și cu ajutorul nostru. Da, se construiește rapid, diferit, cu ajutorul nostru, pentru că o primim. Da, reacționăm pozitiv cumva la schimbări și atunci le și determinăm să evolueze într-un ritm mai accelerat. Aș vrea să te întreb, apropo la, pentru că am vorbit de viitor și de cum arată viitorul, dacă consider că Python este un limbaj de viitor sau dacă are termeni de valabilitate? Nu știu cum să formulez, dar cred că facem parte dintr-o lume în care cam totul are termen de valabilitate. Dacă ar fi să fie ceva fără termen de valabilitate, cred că principiile, moralitatea și valorile noastre. Astea probabil nu au termen de valabilitate, dar în rest orice altceva cam să începe și să termină. Și pot să dau și câteva exemple aici. Acum mulți ani în urmă, când mă jucam cu sistemele alea, când eram mai mic, limbajul de programare care era utilizat acolo era Basic, așa se numea. Există și în ziua de astăzi un Basic care se numește Visual Basic și e făcut de Microsoft, dar există doar prin niște scripturi și macrouri pentru automatizat chestii pe la Office. În rest, nu prea mai folosește nimeni limbajul ăsta. Și mai există un Visual Basic care cred că e folosit cu titlul academic sau ceva de genul ăsta, dar în rest, deci nu face nimeni aplicații profesioniste cu limbajul ăsta. Uh-huh. Adică putem spune că și-a încheiat activitatea. Mai există un alt limbaj care chiar a murit. Definitiv, ActionScript, care era folosit în tehnologiile Flash. Dacă descărcai acum, nu știu, 10-20 de ani în urmă filmuleții, trebuia să ai Flash instalat și așa mai departe și, mă rog, se integra cumva limbajul cu filmulețile astea și putea să automatizezi acolo o grămadă de chestii. Nu mai există ActionScript astăzi. C-ul și C++ e un limbaj care e încă la putere, dar care probabil nu o să mai ducă mult, pentru că vin alte limbaje mult mai bine construite și care fac diferența în aplicațiile finale între aplicații sigure și aplicații mai puțin sigure. Că foarte multe din amenințările informatice care există pe piață profită de problemele limbajelor și de vulnerabilitățile limbajului și nu neapărat
lipsa de experiență a programatorului. Uh-huh. Adică Microsoft-ul, când a făcut sistemul de operare Windows, cu siguranță avea oameni profesioniști care făceau lucrurile astea, dar dat fiind că și în ziua de astăzi vin update-uri de instalat la Microsoft care peciuiesc vulnerabilități de securitate, înseamnă că profesioniștii de la Microsoft nu au fost pregătiți să depășească barierele limbajului cu care au lucrat. Și mă aștept să apară ziua în care nu o să mai fie nevoie de Python, ci o să avem un asistent virtual în care îi spunem ce sarcini avem de rezolvat, cam cum arată sarcinile, cum transferăm date de la o sarcină la alta, cum le parametrizăm și așa mai departe. Și o să apară o aplicație în urma acestei interacțiuni, o aplicație cu care putem rula și nu cum arată codul sursă acum generat cu ChatGPT sau modele similare, și o să fie foarte optimizată și o să facă exact ceea ce trebuie cu un timp, cu investiții de timp foarte mică și efort foarte mic. Mm-hmm. Am înțeles. Ok. Cum o să arate atunci programarea în viitor? Păi, dat fiind că limbajul de programare de fapt seamănă foarte bine cu limbajul natural și de fapt e o relație 1-1 între cele două. Adică limbajul natural îl folosim ca să transferăm informații între noi, persoanele, oamenii, iar limbajul de programare e folosit ca să transferăm informații între om și mașină. Cu siguranță, pe măsură ce mașinile se dezvoltă în ritmul ăsta accelerat, nu o să mai fie necesar să tastăm cod și să-l compilăm ca să se transformă în numerii pe care le înțelege mașina. O să vorbim cu mașina în același limbaj natural cu care vorbim între noi. Și asta o să fie programarea pe care o facem cu ele. Mm-hmm. Și atunci programatorii o să creeze mașini? Mașini o să deci există. O să fie alte joburi, n-am programarea? Cu siguranță. Uh-huh. Mașini uh-huh. deja există în jurul nostru, numai că arată diferit. Există roboți bipez, uh-huh. patrupez, uh-huh. cu roți și așa mai departe, sau un calculator, care e tot o mașină. Uh-huh. Dar modul de interacțiune cu el e clar o să diferi, iar limbajul de programare pe care îl știm, sau limbajele, sau felul în care arată ele, o să se transforme în acest limbaj natural, iar ChatGPT-ul și modelele, large language models, care există acum și care sunt super utilizate, de fapt accelerează trecerea asta la interacționa natural, prin limbaj natural cu mașina. Adică mașina devine capabilă să înțeleagă limbajul nostru natural, asta se întâmplă acum. Ok. Foarte, foarte interesantă viziunea asta ta. Mi se pare că vom deveni cumva utilizatori de tehnologie și creatori de tehnologie. Împărțiți în două mari lumi. Da, așa este. Ok. Eu sunt foarte bucuroasă cumva și mi se pare că ne provoacă și vine cu foarte multe lucruri la care o să trebuiască să găsim soluții și trebuiască să fim foarte, foarte buni. Adevărul e că problemele astea nu se termină niciodată. Oricât evoluate, ar deveni mașinile și oamenii... Nu vor depăși omul, da. Probabil nu o să-l depășească, dar cu siguranță oamenii o să fie foarte entuziasmați să-l dezvolte din ce în ce mai tari. Mm-hmm. Poate chiar atât de tari încât să ajungă și în domeniul spiritual aceste mașini. E un subiect mai ciudat care... Da, e destul de ciudat. Nu mai duce, acum, da. Îi exploata din niște filme. Uh-huh. Și așa cum deja trăim ce prezenta Terminator 2 prin 1993, probabil două, trei decenii o să asistăm. Da. M-aș opri și nu m-aș duce în acest film, pentru că nu sunt eu pregătită să înțeleg încă partea asta de mașină în zona spirituală. Pentru mine zona spirituală e foarte delicată și foarte de suflet, așa. Și n-aș explora-o acum cu eu mașină. Sunt de părerii că oamenii sunt obligați să facă un pas mai repede către domeniul spiritual, pentru că tehnologia evoluează atât de repede și controlul corect sau moralitatea de utilizare a lor poate să vină numai din zona asta. Altfel, s-ar putea să apară probleme. Adică cumva tu faci apel la conștiență și da. La folosirea eticii În tot ce înseamnă dezvoltare. Păi așa probabil, ar fi corect. Da, eu cred că vor, lumea asta viitorului va avea și legi, tocmai pentru ca să se protejeze, da? Și să fie sigur că vom folosi corect tehnologia. Aș vrea să te întreb, care este cea mai importantă lecție învățată în cariera ta de până acum?
Sunt mai multe lecții, dacă ar fi să le... Te las să-mi zici mai multe, dar începi cu cea mai importantă și pe aceea, dacă mai vrei să mai împărtășești, da. Va fi vreo două sau trei, de fapt, așa, nu știu care din ele e mai importantă, dar aș alege una dintre ele. Sună ciudat așa, dacă ar fi să povestezi despre chestia asta, pentru că, în mod normal, programarea te învață programare și abilitățile astea tehnici, te gândești că la un moment dat ai să le folosești tot în domeniul tehnic, dar realitatea este că din programare am învățat o lecție de viață, de fapt. Și o lecție de putere și control. De exemplu, în limbajul C, că cu asta am început, și Pascal, acum mulți ani în urmă, există un mecanism de a schimba felul în care vezi lucrurile în calculator acolo, în memorie, în memoria programului care, pe care le execuți. Adică tot timpul sunt niște numere acolo, numerele alea se schimbă și așa mai departe, dar la un moment dat nu ai nevoie să le schimbi. Ele sunt aceleași, dar poți să le vezi sau să le iei și să le pui într-un alt format, fără să le schimbi neapărat. Iar acel nou format îți oferă posibilitatea să generezi o altă versiune a lor, după care poți să generezi o altă versiune. Nu în ideea de a genera versiuni doar ca să te afli în treabă, ci în ideea de a rezolva o problemă. Dar cu efortul este mai mult orientat în zona de schimbarea punctului de vedere. Se cheamă CAST în limbajul ăsta de programare, genul ăsta de abordare prin care schimbi ceea ce vezi doar ca să generezi conținut nou, față de chiar să te duci să schimbi conținutul ăla de acolo. Și mi-am dat seama, comparând cu ce se întâmplă în viața de zi cu zi, că și noi oamenii, de multe ori, suntem fie controlați de o situație, fie controlăm situația. Cel care este controlat de situații și-a mutat puterea la situații și crede că environment-ul are ceva cu el. Iar cel care controlează situația, chiar dacă environment-ul pare să aibă ceva cu el, el spune, eu pot să mă transform ca să plec de aici sau ca să schimb ceea ce să schimb interacțiunea sau relația mea cu mediul. Și atunci mediul nu mai are nicio problemă cu tine. Că de fapt despre asta e vorba. Uh-huh. Am înțeles, deci cel care a cedat puterea este cel care cumva nu găsește soluții. Așa este. Și cel care și-a păstrat puterea are și resursele să găsească soluții, da. Și să ajungă la rezolvare. Și la studenți văd chestia asta câteodată, că ei intră la facultate în ideea că vor să sunt hamii la efortul ăsta de a face facultatea ca să-și însușească niște abilități și așa mai departe. Iar asta dă naștere la o serie de probleme pe care ei trebuie să le rezolvi. Dar uneori vin și spun... O să ignor problema asta. Gen, nu învăț pentru un examen sau nu mă mai duc la nu știu ce curs și așa mai departe. Dar în ultima secundă își dă seama că nu e în regulă că fac chestia asta, vreau totuși să vin. Uh-huh. Și atunci, pentru că el, de fapt, a creat și-o și distrus aceste abilități care ar trebui să se formeze, nu este pregătit în cele din urmă să facă față situației pentru că a pus problema asta deoparte, problema, pe măsură ce a trecut timpul, o crescut și acum nu mai are de rezolvat o problemă din aia simplă. Are de rezolvat o problemă mult mai mare. Pentru că... În programare nu se numește datorie tehnică, asta technical debt, când tu știi că n-ai adresat codul cum trebuie, n-ai implementat best practices, se adună cod care la un moment dat, ce să vezi, e compromis și trebuie să te întorci. Și te întorci și plătești cu dobândă, nu? Am putea să spunem și așa, da, așa este. Deci programarea, uite că de fapt și de drept în programare înveți foarte multe din zona asta de lecții de viață. Da, deci asta ar fi o... Compromisul se plătește și se plătește cu dobândă. Da, așa este. Asta ar fi o lecție. Interesant, o altă lecție nu vine neapărat din programare, ci din jocuri, dar jocurile la fel sunt utilizate destul de mult în universul ăsta digital. În învățare, ce să vezi, cel mai bine învățăm prin joc, noi da, oamenii, nu? Deci, m-am jucat destul de mult când eram mai tânăr și un lucru care l-am învățat, dar cum să zic, l-am învățat de la un coleg care nu era conștient de relația asta cu lumea reală. El pur și simplu folosea foarte bine abilitățile astea în lumea jocului. Adică dacă le folosea și în lumea reală, cred că era un geniu, dar... Unii probabil că era, dar își construiește o lume în care avea mai mult control. Păi nu, că unii joacă ca să scapi de lumea din care fac parte, iar alții joacă ca să-și dezvolte geniu, deci, dar sunt mai puțini din categoria a doua. În orice caz, colegul ăsta juca un joc în care două taberi se luptau tot timpul și știa foarte bine cum să avansezi graduat, astfel încât să nu depună un efort mare pe un traseu greșit și la final să piardă. Și ce făcea?
iar eu făceam total pidos, adică pentru că nu eram pregătit, nu știam cum arată universul ăla, abia intrasem, ca să zic așa, în genul ăla de joc cel puțin, și îl și enervam de multe ori că eu l-am luat aici cel mai des. Și la un moment dat, chiar era coleg de facultate, băiatul ăsta, și la un moment dat vine lângă mine și se uită, de să văd cum face aici. Și o spun, nu-i bun. Când mergi la luptă, nu mergi la luptă cu ce ai avut de la început, cu ce te-ai născut. Trebuie să renunți la niște lucruri ca să poți să-ți iei elemente din ce în ce mai buni și datorită resurselor pe care le câștigi în timp. Pentru că câștigi un pic, mai câștigi un pic, mai câștigi un pic și acele resurse trebuie investite. Eu ce făceam era să aștept să câștig o cantitate foarte mare de resurse ca să mă duc să beneficiez de un lucru mai scump, ca să zic așa. Iar asta, de fapt, nu s-a întâmplat niciodată. Mm. Când el în timpul ăsta tot își recicla, reinvestea în el, ca să zic așa, resursele pe care le câștiga și la un moment dat era de multe ori mai bun decât mine. Și am stat și m-am gândit mult la chestia asta. Bine, că evident, după aia am început să înțeleg principiile astea și am început să le aplic pe viața de zi cu zi și foarte mult timp din perioada de student, mă rog, resursele pe care le aveam și cred că și astăzi fac chestia asta, dar poate involuntar, mai degrabă le reinvestesc decât le economisesc. Uh-huh. Adică n-am nicio economie în momentul ăsta, mai degrabă sunt pe datorii, uh-huh. Dar am reinvestit foarte mult din ceea ce am câștigat. Bine, prin cărți, prin... Se spune foarte clar că investiția în tine este investiția cea mai așa profitabilă, este. De fapt, știi. Așa este. Da? Ei bine, colegul ăsta, acum, mă rog, nu știu, face ceva prin alt județ, nu este aici în Iași, dar ideea este că ar fi putut să evoluezi mult mai bine dacă aplica teoria asta în viața de zi cu zi și nu rămânea doar acolo blocat în lumea jocului. Ce-ți faci? Asta sunt tot lecții și... Cred că, de fapt, și drept viața toată e o lecție și cu cât ne expunem la contexte mai diferite, cu atâta, de fapt, și de drept ne putem îmbogăți. Da? Din... Contexte, oameni, da, așa este. Da. Da, contexte și oameni, categoric. Nu doar contextul înseamnă lucruri diferite, dar și oamenii care sunt prezenți acolo. Experiențele, de fapt, și de drept. Expunerea vine întotdeauna cu învățare. Și cred că asta e tot sensul vieții, să învățăm. Așa. Îți mulțumesc tare mult, Vlad. A fost o bucurie să te descoperi. Tu ești o persoană complexă, cu multe fațete. Cred că va fi o bucurie și cred că e o mare oportunitate pentru cursanții la OneSum să învețe programare cu tine. Îți mulțumesc pentru toată deschiderea de a veni. Asta e primul podcast al tău și sper că a fost o experiență plăcută. Pentru mine a fost foarte frumos de descoperi, să înțeleg lucruri în care tu crezi, să văd cum, care e percepția ta asupra viitorului și cum arată pentru tine limbajele de programare, modul în care le privești și mai ales dezvoltarea lor și folosirea lor ulterior. Îți mulțumesc foarte mult! Mulțumim că ne-ai ascultat! Dacă simți că ai primit informații de folos, te invităm să te abonezi la OneSum Podcast pe Apple, Google Podcast și Spotify. Revenim curând cu un nou episod despre oameni, IT și oameni în IT. Pe data viitoare!